Oclotirea oferită de Dumnezeu este condiționată de vreo acțiune a noastră? Nu. Este un răspuns care poate fi dureros. Dar nu, nu putem face nimic pentru ca Dumnezeu să ne ofere mai multă protecție. Dar vreau să fiu echilibrat și mi-ar plăcea să și reușesc. O să citesc două răspunsuri din Biblie. Par contradictorii. În Isaia, capitolul 3, la versetul 10, Profetul spune: Bine de cel neprihănit, lui îi va merge bine, căci se va bucura de rodul faptelor lui. Vai de cel rău, lui îi va merge rău, căci va culege rodul faptelor lui. Adică aici avem o teologie a retribuției. Bine faci, bine găsești. Rău faci, rău găsești. Însă Biblia este mult mai complicată decât atât. Și dacă vom căuta în cugetările celui mai profund om din Vechiul Testament, o să găsim în Eclesiastul capitolul 9, versetul 2, o reflexie foarte dureroasă. Tuturor li se întâmplă toate de o potrivă. Aceea soartă are cel neprihănit și cel rău, cel bun și curat ca și cel necurat, cel ce aduce jertfă ca și cel ce nu aduce jertfă. Cel bun, ca și cel păcătos, cel ce jură, ca și cel ce se teme să jure. Iată cel mai mare rău în tot ce se face sub soare, anume că aceeași soartă au toți și buni și răi. De aceea este și plină inima oamenilor de răutate. Și ideea apare și pe pagina anterioară: este o deșertăciune, spune Eclesiastul 8 cu 14, care se petrece pe pământ și anume sunt oameni neprihăniți. Cărora le merge ca și celor răi care fac fapte rele, și sunt răi, cărora le merge ca și celor neprihăniți care fac fapte bune. Eu zic că și aceasta este o deșertăciune. Da, e, sunt foarte interesante versetele astea. Dar cu toate acestea, de ce aș dori să fac fapte bune dacă nu am un avantaj? Ar trebui să alegem binele pentru că este bine prin sine. Ar trebui să iubim necondiționat. Adică, dacă nu mă ascultă copilul, asta nu înseamnă că nu-i mai dau de mâncare sau nu-l mai iubesc. Nu? Așa funcționează viața, viața autentică, pe baza iubirii necondiționate. Dar există. Fără pedeapsă pe care o aplici copilului dacă nu este așa cum te aștepți tu să fie sau dacă nu îmbrățișează, nu știu, un comportament adecvat. Da, există pedeapsă, dar pedeapsa asta este tot înconjurată de iubire. Pedeapsa adevărată este motivată de iubire. Și are ca scop îndreptarea unui comportament. Pentru binele copilului, nu pentru binele meu ca părinte.